pentru Ziua Mondială a Zonelor Umede din acest an, din 2014, a fost Zonele Umede și Agricultura, iar sloganul Zonele Umede și Agricultura, partener pentru dezvoltare. Prin alegerea acestei teme și acestui slogan, se dorește desfășurarea unei campanii de încurajare a acțiunilor sau măsurilor ce conduc la practici agricole care să susțină zonele umede sănătoase, fiind bine cunoscut rolul esențial al zonelor umede în dezvoltarea agriculturii. România reprezintă un genofond al biodiversității pentru Europa. Iată că zona umedă Gruia Gârla Mare, sau Gârla Mare Salcea de fapt s-a numit, s-a transformat în area naturală protejată Gruia Gârla Mare, însumând o suprafață de circa 2700 de hectare. Întâlnirea a fost prilejuită de un proiect cu finanțare europeană. Prin intermediul programului, elevii vor avea ocazia să afle mai multe despre ariile naturale protejate. Cipru este una din țările implicate în proiect, iar participanții au avut deja ocazia să cunoască flora și fauna specifică spațiului mediteranean. Mă bucur că am fost implicat în acest proiect, am avut o experiență nouă, m-a ajutat să-mi perfecționez limba engleză, am vizitat diferite locații din Cipru. Am primit 24.000 de euro pe care noi îi vom folosi la vizite în celelalte 7 țări care sunt în proiect cu noi și noi chiar am și beneficiat. Am fost o primă echipă, am fost în Cipru. Urmează ca în martie a doua echipă să plece la Istanbul, apoi în Franța, în Polonia, în Spania și în Portugalia. Proiectul nu studiază numai râurile și calitatea apei, ci urmărește și o socializare a elevilor care participă în acest proiect. În cadrul întâlnirii, biologii Muzeului Regiunii Porților de Fier le-au povestit elevilor mai multe despre ariile naturale protejate din Mehedinți. Ne-am propus o discuție despre cele mai importante arii naturale protejate pentru protecția păsărilor de importanță comunitară din județul Mehedinți, și anume zona dintre Ostrovul Corbului Hinova, dar și zona dintre Gruia Gârla Mare. Sunt două zone care au rămas în atenția noastră a biologilor în ceea ce privește conservarea genofondului biodiversității. Proiectul implementat de profesorii și elevii Colegiului Tehnic de Transporturi Auto cuprinde întâlniri de lucru cu reprezentanți din 6 state europene. Programul se va finaliza în 2015.